legat și de tema anunțată, cadou pentru Dorin. În acest sens, haideți să începem cu felicitări. Noi, pentru Dorin și Anișoara, vrem să le urăm absolut cele mai frumoase lucruri, chiar dacă ne repetăm. Vă dorim o căsnicie trainică, vă dorim o nuntă frumoasă, să aveți parte de bucurii la nuntă și după, mulți ani înainte. Să aveți parte de copii. Apropo, în acest context, poate ar fi foarte bine ca, în acest sens, Dorin să-și ia concediu de paternitate. După părerea noastră, Anișoara este mult mai bună în calitate de jurnalist decât Dorin în calitate de primar, plus că ar avea posibilitate și timp să meargă împreună cu copiii pe care îi vor avea și pe care le dorim să-i aibă la o policlinică, să meargă pe trotuarele din Chișinău cu căruciorul, să meargă la o grădiniță, să vadă cum e, să se înscrie și tot așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri pe care le poți face ca și un bun tată. Deci, îți dorim să mergi în concediu de paternitate, în acest sens, Anișoara, să faci știri bune în continuare că, într-adevăr, reușești acest lucru.